Conflictul dintre Primăria Chișinău și Asociația Speranță și Sănătate, care nu pot împărți un imobil, nu are sfârșit. Autoritățile cer administrației centrului, prin citație în judecată, să părăsească spațiul pe care tot ele l-au dat în folosință acum 20 de ani. Beneficiarii centrului se tem că a doua casă, așa cum o numesc, ar putea fi închisă, iar ei să rămână pe drumuri. La centrul de zi Speranță și Sănătate vin zilnic câte 40 de persoane cu nevoi speciale. Aici ele beneficiază de servicii sociale ce le ajută să se integreze în societate. Tot aici adulții sunt antrenați în diferite activități. Au învățat să deseneze, să citească, să facă săpun, dar și să gătească. Maria are 26 de ani. La centru vine de 4 ani încoace. Посещаю ежедневно, помогаю повару, мою посуду, чищу иногда, режу, подметаю. De ani buni vine aici și Alexandru. Это наш второй дом. Ребята хорошие. Вот больше дружа с Толиком, с Вовой, с Машей, с Наташей. Administrația Centrului Speranță și Sănătate a fost citată în judecată. Reclamantul cere eliberarea spațiilor pe motiv că acestea nu ar fi folosite corespunzător. Până în 2004, acest spațiu era pustiu și într-o stare deplorabilă. Timp de 20 de ani, asociația a reușit să atragă donatori străini și să reabiliteze edificiul ca să-i poată ajuta pe cei defavorizați. Toate aceste zdanii au fost răzrușite. Было просто руины. Здесь не было ни света, ни газа, ни воды. Все это мы делали. Делали ремонт, и мы работали более 40 proiectov, конечно, это проекты были только международные. În luna mai trecută, administrația centrului a primit o scrisoare prin care i s-a cerut eliberarea clădirii în 20 de zile. Acum 2 luni a venit și o citație în judecată. Они пишут в своих претензиях, что территория используется не по назначению. В условиях контракта сказано, что если мы не меняем вид деятельности, а мы не собираемся менять, потому что это наша задача. Контракт продлевается до 100 лет. В чем проблема? Что мы нарушили? Reprezentanții primăriei spun că asociația are în gestiune prea mult teren pe care nu îl valorifică. Șeful direcției asistență medicală și socială afirmă că în locul centrului ar fi mai bine să fie o grădiniță. Ei ocupă sediul unei grădinițe din sectorul Buicani. În acel sector avem o mare cerere de la populația în acea zonă geografică pentru grădinițe. Au un spațiu mai mare decât necesitățile lor, ca să spuneți asta. Și noi dăm interesul majoritar pentru populație, pentru familiile tinere. Noi am spus că toți beneficiarii acestor servicii de la Buiucani, de la această organizație Sănătate și Speranță, vor fi preluați de celelalte centre ale noastre. Ședința de judecată inițiată de Consiliul Municipal Chișinău împotriva Asociației Speranță și Sănătate este programată pentru ziua de 11 mai curent.